Ancheta în acest caz se complică pentru că tânărul polițist ar fi avut arma retrasă de 3 luni de zile, spun surse din anturajul său. Mai mult, bărbatul s-ar fi confruntat cu probleme emoționale. Adrian Obreja, colegul meu, ne poate aduce detalii despre ce s-a întâmplat acolo. Adrian, bună ziua! Se ia în calcul și ipoteza unei sinucideri? Bună ziua, bun găsit! Da, în acest moment se ia în calcul și această ipoteză, având în vedere că au apărut informații noi în această dimineață, informații confirmate de surse din interiorul anchetei pentru Observator, faptul că arma lui a fost retrasă în urmă cu 3 luni, a fost retras dreptul de a purta armă, a fost momentul în care ar mai fi avut o tentativă de suicid, din acest motiv a fost luată decizia de către conducerea Inspectoratului de Poliție din Brăila. În această perioadă a fost testat psihologic și psihiatric și toate surse din cadrul anchetei spun că ieri ar fi primit avizul pozitiv favorabil pentru a se întoarce pe teren. Ieri tânărul agent de 22 de ani era în timpul liber când s-a urcat la volan și a pornit pe drumul național 2B care face legătura între Brăila și Buzău la aproximativ 15-20 de kilometri de oraș de Brăila. Atunci a avut loc impactul fatal cu cisterna încărcată cu benzină. A fost o operațiune extrem de dificilă care s-a derulat ieri lângă Brăila. A durat câteva ore acea operațiune. Polițiștii criminaliști care au venit la fața locului pentru a face primele cercetări n-au știut că este vorba despre un coleg de-al lor. Nu a fost posibilă identificarea cadavrului. Abia spre seară familia a dat primul indiciu, având în vedere că acest tânăr nu le mai răspundea la telefon membrilor familiei și după ce au văzut imagini cu acel accident pe internet au apărut primele indicii și astfel s-a ajuns la concluzia că el este cel implicat în acest accident. Rămâne de văzut care vor fi rezultatele anchetei în continuare. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.